Mă bucur că și vremea ține cu noi. Cred că este un semn bun. Suntem în Parcul Botanic cu clinicile noi în spatele nostru, împreună cu doamna Meita Fani Sila, managerul regional al Corporația Financiară Internațională din partea Băncii Mondiale, și domnul director și domnul director medical al Spitalului Municipal. Astăzi semnăm contractul cu IFC, un contract care ne va aduce un nou spital municipal în Timișoara. Suntem aici după 2 ani de colaborare foarte strânsă cu echipa de la IFC, cu echipele din primărie și de la Spitalul Municipal, și a fost din start visul nostru să construim un spital nou de la zero. Și după 2 ani, inclusiv după schimbări legislative, am ajuns la acest punct că putem să semnăm cu un partener de încredere, un partener cu expertiză mondială, un partener la care face parte și statul român și un partener care în ultimii 20 de ani a investit 6 miliarde de dolari în proiecte de sănătate și cercetare în întreaga lume. Cred că toți timișoreni știu că avem nevoie de un nou spital municipal. Suntem aici pentru că bolnavii au nevoie de îngrijire într-un spital modern, cu dotări moderne, cu saloane curate, cu cabinete pentru consultații. Nu mai vrem ca și următoarea generație de timișoreni să vină la spital și să se plimbe între secții în Timișoara. Avem 14 secții în Timișoara, multe dintre ele în clădiri vechi, care nu o să mai prindă nicio acreditare, și de aceea avem nevoie de acest spital nou. Avem nevoie de acest spital nou și pentru medicii și asistenții medicali, pentru cadrele medicale care lucrează în spitalul municipal, pentru că și ei merită condiții moderne și nu mai vrem să plece nimeni din Timișoara în Germania sau în Franța sau în Italia sau în Austria să lucreze în spitale moderne acolo, pentru că avem noi tot ce ne trebuie pentru a avea și la noi spitale moderne. Ce înseamnă acest acord cu IFC-ul? Vreau să o spun foarte clar, din punctul nostru de vedere, după mai mulți ani de cercetare, de a cântări diferite variante, acest acord este singura noastră șansă să vedem cu adevărat un nou spital municipal funcțional în următorii 10 ani. Vă amintesc că pe Calea Torontalului este o clădire unde s-a mai încercat o investiție într-un spital municipal în anii 90 și o clădire care este simbolul eșecului și al statului și al clasei politice de atunci, și nu avem voie să repetăm acest eșec. De aceea am ales să mergem cu o variantă care a fost testată cu mult succes în multe, multe alte țări. Tocmai am povestit despre un proiect în Albania, unde recent s-a deschis o clinică nouă. Și acest model este un parteneriat public-privat. Asta înseamnă că vom căuta cu ajutorul IFC-ului o companie privată care își asumă construcția și dotarea acestui spital, și prima tranșă de bani pentru municipiul va trebui transferată abia în ziua în care primim cheia. Asta înseamnă că scăpăm de tot acest risc pe care l-am văzut din nou și din nou în astfel de investiții publice, de acest risc de tergiversare, de creșterea costurilor, de licitații în plus pentru
resturi de execuții, cum am văzut acum la Spitalul de Copii, care după 10 ani abia acum este finalizat. Și vom avea firme care fac genul ăsta de proiecte pe tot globul, pentru că de fapt este o piață globală. Și asta înseamnă că este o garanție de fapt că vom avea cu adevărat acest spital. Ce va face IFC pentru noi? Vor începe cu un studiu de prefezabilitate în următoarele luni, în care vom defini exact numărul de paturi și costurile estimate din cifrele pe care le avem acum. Vorbim cel mai probabil în prima etapă despre un spital cu 300, 400, poate chiar 500 de paturi și costuri în jur de 120 de milioane de euro. Dar suntem foarte temperați cu aceste cifre, pentru că tocmai asta este rostul studiului de prefezabilitate. Acest studiu va fi aprobat din nou în Consiliul Local și în următoarea etapă IFC și experții vor elabora un studiu de fezabilitate care, spre deosebire de alte studii de fezabilitate pentru proiecte publice, va lăsa mai mult spațiu pentru creativitatea soluțiilor firmelor care vin, să vină cu propuneri care îndeplinesc criteriile noastre, dar cum o fac? Dacă pe 8 etaje sau pe 6 sau într-un sistem pavilionar, asta apoi tocmai va fi competiția între firme, cine o poate face la o calitate cât mai mare și un preț cât mai mic. Terenul pentru acest spital va fi în zona de nord a orașului, pe calea Torontalului, cumva fix în nordul viitorului Institut de Oncologie, care sperăm că se va finaliza până în 2026 din fonduri PNRR. După ce se va finaliza studiul de fezabilitate, care iarăși va fi aprobat de Consiliul Local, vom face licitația. Construcția în sine ne așteptăm să dureze între 3 și 4 ani. Deci, în total, să zicem, este realist ca în 5, maxim 6 ani să putem deschide porțile pentru cadrele medicale și pacienții din Timișoara și nu numai. Și bineînțeles că asta înseamnă că vom comasa mai multe secții care acum sunt împrăștiate în tot orașul în această locație, într-o prima etapă și, cel mai probabil, în următoarea etapă, următoarea generație de decidenți local va decide să mute și restul locațiilor acolo. Cel puțin terenul permite și este gândit pentru o eventuală etapă a doua, în care mutăm și celelalte secții care nu încap în acest prim spital. Atât deocamdată din partea mea. Eu vreau să mulțumesc echipelor și din primărie, și din Spitalul Municipal, și din partea AFC-ului, pentru că nu este o muncă ușoară, este o muncă de pionierat. Nu există într-adevăr astfel de exemple încă în România, dar ele există în alte țări. Și vreau să spun foarte clar că, deși înțeleg scepticismul unora față de un astfel de proiect, noi nu ne mai permitem în România să credem că suntem o țară specială în care anumite soluții care au fost testate altundeva nu funcționează. Ba da, funcționează atunci când ai echipe profesioniste, când ai voință politică și când ai un oraș condus cu responsabilitate, inclusiv responsabilitate financiară. Se poate și vom dovedi în Timișoara că se poate și vom dovedi în Timișoara că toată frica, neasumare și scepticismul față de astfel de proiecte nu are o fundație, ci dimpotrivă trebuie să ne asumăm ca români, să fim curajoși, să avem viziune, să fim asumați, pentru că românii și în cazul nostru timișorenii merită să aibă exact aceeași calitate medicală ca și în alte țări, unde astfel de proiecte se fac de mulți ani cu succes, cu parteneri ca și IFC-ul și Banca Mondială. Acum o rog pe doamna Meita Fani Sila, managerul
regional din partea AFC-ului să ne spună pe engleză câteva cuvinte și doamna Mirela o să traducă pentru restul. Thank you. Mulțumesc. Good afternoon, everyone. Thank you for being here. Vă mulțumesc că sunteți aici. And thank you to the municipality of Timișoara for hosting us here today. Și mulțumesc municipalității Timișoara că ne-a găzduit astăzi aici. I'm very proud to be standing here this afternoon for this ceremony. Foarte mândră că pot fi astăzi la această ceremonie. Because this hospital project of Timișoara is the first PPP which is going to be implemented under the new law of PPP in Romania. Pentru că acest proiect al spitalului din Timișoara este primul PPP. PPP is parteneriat public-privat care va fi implementat. And I'm very proud also for the vision of Timișoara municipality. Sunt foarte mândră pentru această viziune a municipalității Timișoara. We see in this financing scheme in PPP, we see in PPP the opportunity to develop their infrastructure, starting with the medical sector. În acest proiect de parteneriat public-privat vom vedea prima dată oportunitatea de a dezvolta acest sector medical. So we as IFC, International Finance Corporation, IFC-ul, deci Corporația Financiară Internațională, the private arm of the World Bank Group, membru al Băncii Mondiale, we assisted, we first entered in a discussion with the Timișoara municipality to discuss this opportunity, this potential project. Am discutat cu municipalitatea Timișoara pentru a discuta oportunitățile acestui proiect. And we undertook a pre-assessment. Și am făcut niște pre-evaluări. Which allowed us to see the existing facilities, the existing context. Care ne-au permis să vedem contextul, circumstanțele existente. And to confirm the necessity for a consolidation of the medical service in Timișoara. Și să confirmăm necesitatea consolidării serviciului medical în Timișoara. So the mandate that we are about to sign today, deci acest contract pe care îl vom semna astăzi, will consolidate, confirm the service that we are going to bring to the municipality, which is structuring. Va confirma serviciul pe care îl vom aduce municipalității, pe care îl vom face municipalității Timișoara, mai precis. Which is structuring the project in a sense that. Structurarea proiectului în sensul că. Through the pre-feasibility study. Prin studiul de pre-feasibilitate. With all the experts, legal and technical and financial. Experții în domeniul legal, tehnic și financiar. We will design the best solution which will consolidate some medical services. Vom găsi cea mai bună soluție care va consolida unele servicii medicale. To allow the beneficiaries, the people of Timișoara, adică populația Timișoara, to have the service delivered on one site through modern equipment, să aibă aceste servicii asigurate pe de o parte printr-un echipament modern, and to allow the doctors, the medical service provider, to focus on the quality of the treatment that they will be delivering. Să se concentreze pe toate serviciile medicale pe care le vor asigura. And for us it means that by working on this project we will have to market the project through the best medical infrastructure construction across the subregion. Pentru noi asta înseamnă că vom aduce pe piață cele mai bune oportunități pentru serviciile medicale asigurate. To allow the municipality to choose the best technology. Pentru a permite municipalității să aleagă cea mai bună tehnologie. And the most reputable private operator. Și cei mai reputabili, cei mai calitativi operatori privați. I'm also would like to recall the people here that we had the first experience of PPP in Romania in 2008
Totodată aș vrea să reamintesc că prima noastră experiență It was a dialysis center. A fost în 2008 a dialysis center. So a private sector private dialysis center which opened the market to private dializa. Sector in this particular in this medical service care area. A făcut un pionierat pe piață în acest sector medical particular. We are also working on different projects in social infrastructure across Europe. Totodată lucrăm și la proiecte diferite în infrastructura socială în Europa. Yes, hospital projects. Proiecte cu spitale. Diagnostic centers. Centre de dializă. And school project in the education sector. Și în sectorul educațional, proiecte în școli. We are bringing to the Timișoara municipality a global expertise. Aducem municipalității Timișoara o expertiză internațională. And we will be assisting them through the whole process. Și vom asista de-a lungul întregului proces. Through the design to the selection of a private operator who will be able to deliver the to construct the new hospital. Pentru desemnarea operatorilor privați care vor construi noul spital. I would like to thank again the municipality of Timișoara. Aș dori să mulțumesc din nou municipalității Timișoara. And to ensure them that they will not be disappointed because we have a long track record in this sector. Și să se asigur că nu vor fi dezamăgiți pentru că avem o experiență lungă și serioasă în acest sector. Most than ever also the fact this project being the first PPP under the new PPP law. Totodată trebuie subliniat că acest proiect este primul de acest fel sub noua legislație. Is expected to be a very high demonstrative project for the country. Și se așteaptă ca pentru țară să fie un proiect de calitate foarte ridicată. Thank you very much for the opportunity to talk to you today. Oportunitatea de a vă vorbi astăzi. Thank you. Mulțumim, îl invit pe domnul doctor Malița, managerul Spitalului Municipal, să spună și el câteva cuvinte, pentru că pentru medicii, pentru asistentele medicale, pentru pacienții spitalului facem acest proiect. Vă rog. Mulțumesc. Bună ziua, domnule primar, stimată delegație de la Banca Mondială, onorată asistență. Mă bucur că sunt astăzi aici în fața dumneavoastră pentru a marca acest eveniment. Este un deziderat vechi, prea vechi al nostru, al tuturor, de mai bine de 30 de ani, ca să avem un spital municipal la standarde civilizate. Așa cum spunea și domnul primar, ne desfășurăm activitatea în 14 locații răspândite pe toată area municipiului, ceea ce este foarte mult. Zilnic plimbăm pacienții dintr-o locație într-alta pentru investigații, analize, consulturi interdisciplinare, ceea ce adună costuri, costuri foarte mari, care prin acest proiect sperăm să le diminuăm și să devenim și mai eficienți. În plus de aceasta, resursa umană a spitalului nostru, colegii noștri, au dovedit de-a lungul timpului un grad foarte mare de profesionalism. Și este păcat că dispunem în momentul de față de spații deficitare, spații care nu ne permit să îngrijim pacienții la calitatea actului medical de care ei au nevoie și de care noi suntem capabili să o facem. Sperăm că prin acest proiect, care sperăm iarăși în câțiva ani să fie funcțional, vom putea remedia și acest aspect, astfel încât să putem oferi atât colegilor noștri condiții decente de lucru, cât și mai ales pacienților noștri niște condiții civilizate în care să fie tratați și să fie vindecați de bolile pe care le au. Eu vă mulțumesc încă o dată tuturora, mulțumesc și domnului primar și colegilor din primărie cu care am lucrat foarte bine în acești 2 ani și cu care sper că vom lucra în continuare ca să ducem la bun sfârșit acest proiect. Mulțumesc mult! Mulțumim! Acum suntem deschiși pentru întrebări pentru oricare dintre noi trei. Da, repet întrebarea pentru cei care ascultă. Care este capacitatea Spitalului Municipal? Avem 1018 paturi pe toate secțiile, pe spitalizare continuă și 66 de paturi pe spitalizare de zi. Da. Da, așa este din punctul ăsta de vedere. Trebuie să ținem cont de faptul că
finalizarea Institutului Regional de Oncologie, pe care sperăm că va fi finalizat și acesta în 2026, va lua o parte din paturile oncologice pe care le avem noi. El este preconizat să fie în jur de 200 și ceva de paturi, deci probabil de acolo, de la noi, vor pleca paturile către ei, că paturi noi nu se mai aproba să înființa în România. În principiu, din discuțiile care le-am avut cu colegii din primărie și cu cei de la Banca Mondială, se dorește a fi mutate acolo partea de urgențe, ca să oferim în condiții de urgență pacienților îngrijire maximă ce se poate calitativă din toate punctele de vedere. Deci, practic, fiecare secție din cadrul spitalului nostru care deservește urgența va avea, să spunem așa, un corespondent, un departament în cadrul spitalului nou. Bineînțeles că vom rămâne cu o parte din locații. Noi încercăm acum, prin mai multe variante de proiecte, să reabilităm și clădirea din spate, clinicile noi, care să fie cât de cât civilizată, și vom păstra, bineînțeles, până când vor fi identificate probabil soluții financiare ca să ne mutăm complet în locația nouă și să mai construim eventual alte clădiri pavilionare în acel sistem, vom păstra și din locațiile existente, asta în mod categoric. Mulțumesc! Da. Exact, lista exactă, inventarul dotărilor va fi stabilit prin studiu de fezabilitate și prin structurarea licitației. Tocmai pentru asta avem nevoie și de expertiză, pentru că fiecare aparatură schimbă prețul final, adică dacă vrem să fie inclusă în produsul livrat de către firma privată sau dacă vrem noi să cumpărăm pe banii noștri, și tocmai astea sunt detaliile tehnice care trebuie structurate și vă dați seama, la mii de echipamente este o muncă destul de dificilă și tocmai de aceea avem nevoie de această structurare și de acest studiu de fezabilitate. Dar ideea principală este, bineînțeles că vom primi o cheie și când deschidem ușa putem să intrăm acolo și putem să folosim acest spital. Adică nu vorbim aici despre pur și simplu o clădire cu niște pereți și uși, ci funcțiunea de spital va trebui să fie funcțională din prima zi. Eu presupun că asta va fi rezultatul studiului de fezabilitate, că o bună parte din dotări, mai ales cele mari și importante, vor fi furnizate de către firma partener și o parte, de exemplu, dacă avem, nu-i o problemă, dacă avem dotări pe care le putem transfera acolo sau pe care oricum le-am fi cumpărat în acest interval, le aducem noi. Ce important este că nu este doar un contract în care ei ne dau o clădire și apoi pleacă și noi plătim timp de 20 de ani cumva rate pentru această clădire, ci este un contract care include mentenanța pe toată durata contractului. Tocmai ca să cointeresăm această firmă să își facă treaba cât de bine posibil, pentru că orice greșeală ce o să facă va trebui să plătească ei. Și inclusiv mentenanța și înlocuirea echipamentelor medicale va fi responsabilitatea acestei firme pe care o găsim. Deci, cel mai probabil, dar și asta rămâne de văzut, ideea este că perioada nu poate să fie nici prea lungă, că atunci nu mai sunt interesate firmele, nici prea scurtă, pentru că atunci nu ne putem permite. Momentan calculăm o perioadă în jur de 20 de ani, în care primăria va plăti lunar un fel de sumă lunară de mentenanță, de chirie, de finanțare pentru acest spital și după această perioadă intră în proprietatea noastră. Structura responsabilă este Administrația pentru Sănătate și Educație a municipiului, tocmai o instituție pe care am fondat-o
în acest scop de a avea cumva și expertiză din partea municipiului de a implementa proiecte mai strategice și urmează, bineînțeles, în cadrul echipelor să desemnăm și responsabilii pentru diferitele responsabilități, nu va fi doar o singură persoană. Nu, deci încă o dată, ruina, mulțumesc pentru întrebare, deci ruina fostului spital visat municipal, această ruina acum este a Ministerului Sănătății și este planificat acolo acest proiect care a primit finanțare pe PNRR pentru Institutul Oncologic. Deci nu mai este terenul sau clădirea noastră, dar avem în nordul acestei clădiri, sub aeroportul sau aerodromul Cioca, avem cred că 100 de hectare de teren și pe acest teren va fi construit viitorul spital. Asta, bineînțeles, înseamnă că în următorii ani vom vedea și calea Torontalului ca o arteră importantă a orașului dezvoltându-se și împreună cu Institutul Oncologic, cu noul spital municipal și deja se fac în această zonă anumite puzuri tot cu destinații medicale, vom dezvolta, de fapt, un pol medical în această zonă de nord și tocmai de aceea lucrăm acum și la un puz mai mare după ce am elaborat strategia pentru această zonă de nord. Spațiul este destul, 100 de hectare, e destul spațiu pentru a avea și această zonă de agrement, și spitalul într-o distanță acceptabilă, mult mai mare decât orice avem noi acum în oraș. Noi investiții în acest spital am făcut de ani de zile și facem. Practic întreținem clădirile care le avem și acolo unde avem posibilitatea prin proiecte europene și cu sprijinul primăriei unde există bunăvoință și posibilitate cum a fost în ultimii ani, investim și în reabilitarea spațiilor. Clar, clădirea din spate va intra anul acesta într-un proces destul de amplu de reabilitare, este proiectul de reabilitare energetică a clădirii, pe care sperăm până în luna mai, cel târziu, să avem și autorizația de construcție emisă de primărie, astfel încât să se poată apuca. Se va schimba complet toată fațada clădirii, se va anvelopa fațada, tâmplăria, punem energie verde, panouri solare pe acoperiș și așa mai departe. Deci, practic, noi încercăm, prin măsura financiară pe care avem, prin posibilitățile financiare pe care le avem, să reabilităm spații. Nu este singurul spațiu pe care îl reabilităm. În decursul anilor s-au fost investiții foarte importante și la ginecologie, unde s-au reabilitat foarte multe spații. Vor mai fi investiții și în alte clădiri ale municipalității, în care lucrăm noi ca secții, la maxilofacială, de exemplu, la clinica de oromaxilofacială, se pregătește un proiect pentru reabilitare energetică, tot așa, a clădirii. La ORL avem inclusiv ambulatoriu care se construiește în spate, la Balneo la fel. Se dorește reabilitarea și clădirii din față de la Balneo, unde este secția clinică. Deci până vor fi, clar, spațiile în care suntem în momentul de față, trebuie să le îngrijim, să le renovăm și să le reabilităm cât de bine se poate. Sunt multe secții care sunt vitregite din punct de vedere a infrastructurii, asta este în mod categoric. Știu secția care își desfășoară activitatea în clădirea cea mai veche, este clinica de oftalmologie care își desfășoară activitatea într-o clădire veche de 274 de ani. Deci e o clădire foarte veche și clar în clădirea respectivă investițiile trebuie să ținem cont de faptul că este o clădire monument istoric și sunt foarte complex de făcut. Avem foarte multe secții care lucrează, inclusiv clădirea din spate este din 1904. Pot să adaug că în structurarea financiară pe care o facem acum, pentru că trebuie și noi să calculăm câte cheltuieli își pot permite municipiul Timișoara lunar în următorii 20 de ani, bineînțeles că vom include și o analiză a cheltuielilor pe care
le facem deja și toate costurile pe care le avem, tocmai pentru că trebuie să investim și să reinvestim în clădiri care de fapt nu mai sunt potrivite pentru funcția de spital. Bun, vă mulțumesc mult. Atunci vine momentul semnării. Dacă mai asistați o secundă, exact, numai bine fără telefoane, avem acel contract în 3 exemplare. Pun și asta aici. Și este un contract și în engleză și în română. Asta a fost... E unul dintre... cumva provocările atunci când lucrezi cu instituții internaționale, că ei insistă pe engleză, statul român insistă pe română și negocierea unui contract uneori se poate împotmoli chiar în traducerea unor cuvinte și tocmai de aceea mă bucur că am reușit. Thank you. Ok, mai avem 2 exemplare. Bun, mulțumim, mai facem o poză de grup dacă se poate. Haideți aici, let's take a group picture. Ok. Take one. So. Okay. Luați și... Haideți aici. Okay. So, we should be taking from there.